mine să bat. Cu ce să bat? Neaiasu! N-am. Mă mir. Dar ce soră am mai văzut că m-a dat și afară din casă? Tu ce faci, Elena? Ce să fac? Aștept. Da? Atunci bat eu. Așa te-am pomenit. Aveam una plină de altare și m-a întrebat pe mine dacă am asul. Merg și eu. Și eu. A, dumneata, cu ce mergi, tată? Treaba mea. Da? Merge cu mâna goală. Se mai miră că intră. Cântă, cu cuvaie ce ești. Iar o să intru. Da, poate scap la pică. Mai bate joc de mine. Frumos să ceade. N-am intrat. Dacă nu știi să joci. Colescu e aranchețață. Iară mă prind eu joc în cărți. Dar ce, soră, nu ești liberă să faci ce poftești în casa dumitare? Bonjour. Și de soacră ta? A dat Dumnezeu să fii și pe la mine? Vai, mămiță, sunt așa de ocupată. De când a plecat mise la fete, trebuie să mă țin după ele toată ziua. Foarte bine! Mai vezi și de copii. Nu, toată ziua, hai mă da prin oraș. Mămiță, iar o să vezi. Și te mai mir că nu ți prin casă. Dar ce spusei, frate? Ce spusei? Păcatele mele. O vorbă nu mai pot să scot, că toate părțile mele răsuciți. Cine face cartea, Zoico? Cine întreabă? Și tot eu, că eu mă cu pui și adinaul. Puneți un fest în cap, ca să-ți aduci aminte. Iar cărți? Toată ziua și toată noaptea cărți. Ho! Că de-abia cu una așezarăm. Atâta distracție am și noi. Distracție fără bani nu se poate? De că nu ți-am ruinat-o! Fii pe pace, Ianache! M-a scuturat, Ianache! M-a scuturat! Cum? Te-am scuturat eu? Nu, nu ți-e rușine de Dumnezeu! Ți-am spus eu că o să te punem sub interpunție. Îl auziți? Are dreptate, Ianache! Se putea? Parcă tu o să ții cu mine! Am ajuns la mâna băieților! Să mă ție băieții! Bietul tase, Dumnezeu să-l ierte, putea să-mi lase și mie o moșie, am mai mică! Mămiță, iar ne supe. Dacă nu-ți face plăcere să ne vezi, nu mai venim și gata! Mie să-mi dați banii mei! Ce bani? Banii! Banii de pe prăvălia mea de la bechet! De ce mi-a vândut tase prăvălia? Ha? Rămăsese prăvălia mea? Băieții, ei sunt ce sunt! Să-i ducă numele mai departe! Numele de Duduleanu! De ce, Dumnezeu, tasă? Joc e asta ori foc! Dar ce zonic, ai nebunit? Ba dumneata e nebunit! Așa vorbești tu cu sora ta mai mare? Oh, m-ai turbat cu sora mai mare! Ați fost tu mare, acum sunt și eu mare! Așa e dacă nu te-am băt tu când erai dușcheamă! Dar lasă! Lasă că te bat acum, să-ți bagi mințile în cap! O, domnule, o că vă aude lumea din bulevard când plați! Stați, Zoico, fii dumneata mai cu judecată. Va să zic că eu sunt nebună. Frumos te exprimi tu despre mama ta. Te-ai schimbat rozam de la urmă, poate. Ce să spun? Nici nu te mai recunosc. Bine că nu mă mai recunoști. Dar las că știu eu ce fac. Îmi găsesc pe unul așa mai de seama mea și mă mărit. Ce dorești? Asistită, doamnă. Cine mai pică, soro? O, doamnă! Bonjour! Bonjour! E Panda! Bată-te, norocul să te bată în Pando! Nu te mai cunoșteam! Să rămână! Dacă te-ai făcut cu minte, să intri la mine în casă! Dacă nu, să ieși afară. M-am făcut, Tani, m-am făcut. Bonjour, Ianache. Bonjour. Hai, da.
cum te-ai schimbat, fetiță? Ai mai slăbit? Trai rău, tanti. Așa trebuie. Ți-ai lăsat bărbatul cu două moșii și ai fugit cu golanul de băiat al Smiropoloi. Mamițo. Lasă, frate, că suntem în familie. Bando. Ia, spune-mi. Cum ai fugit pe fereastră și ce a zis Spiropoloia că s-a trezit cu tine la miezul nopții în cămașă? Vai, tanti, dar nu eram în cămașă. Nu mai tăgădui că am luat tot orașul. Am auzit că ar fi zis greaca lui fiul său. Mie să nu mai aduci femei de-astea în casă, că la mine nu e traptir. Soțu! Dar cum o ține să spui de-al de os? Spui ce-am de spus. Hai să pui tu porniță la acolo. Știi ceva, Zoico? Dacă nu-ți convine aici la mine, de ce mai vii? Că eu nu te chem cu porța. Cum? Nu m-ai chemat dumneata. Ba să zic aritată. A, doamna este sora dumitale? Da. E Zoia, sora mea mai mică, ce mă cunoști? E de la Caracali. A, doamna locuiește la Caracali. Da, unde s-a răsunat carul cu proști. Foarte frumos, sacu! Ce era hotorogită, că mi-ai clintit creierii din cap! Dar tu când ai venit? Acum 3 zile. De la București? De la Paris. Aoleo, dar ce aveți toate, frate, cu Parisul? Vă dați în vânt toate după Paris. Parcă ai fi norme acolo. Poftim? Auzi, madame, mi-a zis Stanța Bălan că ai fi zis la primirea de la Valerica Abramescu că tu ai luat pe Ianache cu condiția să duc odată pe aia la Paris. E adevărat? Și n-am dreptate? Înainte de a sensura, voiaja de două ori pe an în străinătate. De când m-a luat pe mine, nu m-a dus nici până la Mehadia. Dacă sar vara asta 3 kg la pogon, te duc în septembrie. Da, la Pucioasă. Aha. Ai fi în stare să-ți lași treburile pentru capriciile dumneaei. Cine vede de moșii și de birou dacă dumneata ești plecat? Și ce, mămiță? Să mă sacrific mereu pentru treburile lui! Da, să te sacrifici, că pentru voi muncește, pentru tine și pentru fete. Nu vreau la Pucioasă, vreau la Paris, vreau să Parisul! Care ce te-a luat statul la Paris? Că era boier! Numai fumuri și pretenții! Mamiță! Era că când îl trăsni una! Noi spuneți peste tot că suntem țărani îmbogățiți? Eu? Dar tu și cu neamul tău! Mai bine țărani îmbogățiți ca noi decât boieri care n-au după ce bea apă ca voi! Mamiță! Ce mamiță? Ce mamiță? Ieri? Am cerut doamnei automobilul să mă duc până la tase la cimitir. Nu poți, că l-am promis lui mama. În automobilul meu au ajuns să se lăfăiască toate leșinăturile. Ce-o dat de arache cu omele stă mine? Ce mă avem și așa? Tu ai zis de avea ta familie! Colet, colet, scumpa mea! Eu nu mă fac cu piciorul în casă, să știi! Coleta! Ce fuzea asta, mamito, Hai cu bănciuferci! Lasă că știu eu pe colet. E iute, dar se întoarce numai decât. Uite ca să-mi faci, lui cercei ăștia de la mine. Dar mi-a cumpărat tase de la Viena. 14 carate! Ce, vrei și inelele? Așteaptă să mor, că după vi le dau. Lasă că mă iubește ea pe mine, dar îi place să mă supere din când în când. Ai văzut, madame, că asta nu mai cucea fa la tine? Boieroaică, ce să-i faci? Am auzit că vara s-a... Prințesa Andronache face trotorul la Paris. E adevărat? Voi, tanti, nu cred. Nu crezi. Una pe alta vă cocoloșiți. Vai, tanti. Să că știu eu ce poamă ești. Uite, ai zis din nu știu că neamul Tase, toate femeile au fost cinstite. Am aflat noi despre dumneata ce faci pe la Paris. Bagă-ți mințile în cap, fetițo, că ai să mori pe acolo, prin spital. Eu mă mir ce mai cauți pe la noi. Am venit să vând ciucea, dar e atât de greu cu autorizație, obște și... Te învață eu, Ianache, ce să faci? Eu?
Eu nu te învăț să vinzi. Eu te învăț să cumperi. Da, Mircea cu Margo. Ai, vezi că nu mai este niciunul din cameră. E, tață, fac cu tineri! Ori mai fi doi buici și ei. Ba, doar butul. Până la ora asta? Dorm apuriția, Nache, până la 5. Mă, la altra ai pe cine vă Mircea. Care e Mircea? Care Mircea? Bărbatul Procopsitei de Margareta. A, adevărat, Margareta s-a măritat. Și ieșe de aici la dumneata? Da, unde să stea în drum? I-am băgat în casă. Mi s-a făcut milă de ea. Inimă păcătoasă de mamă. Aha, pe bărbatul Margaretei îl cheamă Mircea. Da, Mircea Aldea. Dervedeu de București. Ție o să-ți placă. N-o pune la încercare. Of, unde dă Dumnezeu să-mi scape fata de el? De cât ți-ai vorbit de rău, ginerele, mai bine cheamă pe fraiera să ne dea câte o dulceață. Dă-mi încolo, că ea sare în sus. Ce tată, ți-e frică de ea? Ne. Păi de când a murit nenea ta, se ia ești să pune în casă. Că i-aș fi trimis-o de mult la menții. Da? Da. Dar cine-mi ține casa? Pe ții tu? Ce, soră, ia? Vino odată pe lună și pace e drumul. Tu nu aveți ce s-a îngrășat? Ce gușă! Fraila! Fraila! Vezi? Se face că n-aude. Fraila! Ia? Ce faci, Fraila? Nu vii să mai stai și cu noi? Uite, avem un safir pe Vanda. Vanda, nepoata lui Tase. Și pe ea, Nache, dragostea ta. Ți-i zindi Vanda? Ia. Vanda care a fugit în mijlocul nopții cu un cavaler de ofițerie? Oh. Ce nerușinat și nebun ai fost. Zerbut! Zerbut! Ho, ho, moară mătorogită! Cât ai trâncănii acolo, mai bine ai pune de dulceață. Ii? Dulceț? Eu nu ești arbitor să pui dulceț! Dacă vrei dulceț, tu n-ai să-ți am zis! Oh, că sunt! Stai neroadă rău, mamiță. Da, și că te aude. E, acum se pune lacă la gură de frica ei. Zoico, hai, sună și scoală pe Zamfira. Scoală și sună pe Zamfira. Oh, da, te-ai gândit bine înainte să vorbești. Ce vorbă e asta? Cum vine, adică? Vieța! Că n-am să încarc pe dignitatea mea când e cine s-o sune. Da? Da! Și cine ai poftit să o sune? Eu, nu? Tot eu! Eu să le fac pe toate! Da, pe eu, doamne, mâna să sune! Să fie scale în nasul să sune! Să nu mă șoptești în fața slujilor! Sluși? Care sluși? Nu! Dracu' să de pași vintin! Eu nu sunt slujitoare! O, că sun eu! Cui dai cu huoleno? Ai nebunit? Lasă, mamițo, lasă că sun eu! Na, poftim. Pe care-ți poftește inima, Zoi? Întreabă-ți nepoata și pe Anache. Ce mă întreb pe mine? Întreb pe tine că tu ești cu pretenții. Da? Atunci? Și erbete rămâie. Că doar aia avea dreptul că eu am ascuie la mașină. Da, zahărul meu, lămâia mea. Mă, lemnele dumitale, tingerea dumitale, dai înainte. Și șerbetul e al ei? Ți-am finit, o fetiță, o fii tu bună și aduchisea cu șerbetul de lămâie al coalei Zoiei. Eu nu știu care e șerbetul de lămâie, să-l aducă fraila, că dumneavoastră știe. Nu știi, țeram pe zelechi. N-ai prins eu la tine cu te-așa tâmpărgan! Pe mine, fraila, ori știi de-a tata, ori nu te vine. Dar ce nebună, așa vorbești tu cu fraila? Ești? Izaltați, izoși tu la mine la țigan, că ți-a ieși! Mă gărâți! Ești atât mai înțelegi! Fii mai supusă, Petico, că ești tânără și șa de rușine! Dar de ce umblă cu Codo și cu Ana Leno? Dar nu umblă cu Codo și cu Ana Zoico, că-i păcat de Dumnezeu! Că eu sunt fată cinstită, că eu și mi-a spre dacă găsesc eu și le aduc cu animali! Taci-i! Zic cu ea, de ea să ai parte! Mâna să iese, eu știu ce pui să atingi un cap de ață din casa asta. Că la dracul e pe casă. Te mai zbierete și dragi au toată ziua. Eu nu mai stau mie să-mi dați banii mei, să-mi facă socotelea de la birou și gata.
Dar să nu vă cumpărați la muncă mea cu toate scurobile pe moșile voastre. La dracului de casă cu fraila cu tot. O praznică ce ești! Îți cărpesc două perechi de palmele, țara finica! Ai auzit, madame? Ai conipoși pe asta. Dai la dracu de puțin, mai bine pleci. Da? Dar frești tu pachetele și-ți spălvoasele? Aici patru ești în stare, ți-l faci singură. Ce, soro? Eu ți-i strucil mai mult pentru ea, că și tronul trebuie să-mi scoți. S-a supărat, s-a băgat la odaie. Că la mine aici e ca la hotel. Colo aia, acolo sus să-i lanci, eu mă adamă la toți. Ei, ți-ai făcut somnul, domnule? Da, bonjour, Ianache. Se vede, i s-a umflat ochii în cap. E Vanda, nepoată lui Socrido, al lui nenea ta, se duc. Doamnă? Doamnă, ce doamnă că sunteți verzi? Vando, ia spune, cum ai fugit pe fereastră și ce-a zis pirobolul aia când s-a gândit? Vine la miezul nopții în cămașă. Haide, salută și Mircea. Nu-i lua în seamă, că e bătrână și s-a cam zăpăcit. Ba nu, că așa e de când o știu. Le aruncă pe toate, hotărăm truc. Hai, Vando, dacă ții tu la mine, cum ai sărit pe fereastră și ce-a zis pirobolul aia când s-a trezit cu tine la miezul nopții în cămașă? Dar Margarina unde este? Aș vrea să văd și pe ea. Păi să pice și aia. Poate un minut fără el. Păi ce, nu vine? Nu ți-am zis că trebuie să pice. Acum au auzit că țipă după Mircea pe acolo. Dar ține apărat să o vezi? A, nu, dar eram curioasă, n-am mai văzut-o din copilărie. Mi-e moartă după el, zic eu. Am zis eu. Aici era. Oh, că nu ți-l-a furat nimeni. Bă, cu inima sărită după Mircea. Da, unde-i Mircea? Dar ce face Mircea? E singura mea dragoste pe mine. De el să ai bani. Vanda, Marco, cum ai venit? Ai alte. Dar ce bine arăți! Uitați-vă la aia, parcă e un trandafir. Uitați-vă la aia, parcă e un trandafir. Mofilit. Bonjour. A fost și corect, dar a plecat. Ta, i-a dat cercei de miliante, i-a scos din urechi și i-a dat. Parcă spuneai că mi dai mie. Am zis că citeam ție. La care nu-s la Mircea. Te sau nu, șerii? Da, șerii. Poate, Sufra, tu vei bine, dar valea mea visant. Alo, alo! Vezi că nu-i frumos să vorbești într-o limbă pe care nu o percepe toată societatea. Să știi de la mine. Îmi pare rău, mamiță, dar suntem vinovați câte și trei. Nu, că tu ai început. Dar am înțeles eu ceva cu medesan. De ce medic e vorba? E Margareta bolnavă? Zi-mi tu, Vando, că de la ei nu aflu nimic! Se feresc de mine parcă le-aș fi vrăjmașă! Marco, nu se simte prea bine. Și eu să nu știu? Mama ei? De ce mai ai atunci copiii mame pe nume? Dar n-am nimic. Mircea, Mircea, nu-i spune că nu mai străbim cu ea. Să nu-mi spuie? Voi o auziți? Ăsta-i copil? Să fiară din pădure! Nu mă să te sperie, Tani. Mai bine să mă sperie acum decât să-mi sară inima din pic.
câteva zile care amețel, din când în când grețul. Dragule, te rog. Azi după masă numai decât a debordat. Păi stați! Are aia... Melajito! Să-i faceți numai decât operații. Meningita e la creier, tanti. Nu m-a învățat pe mine. Vreau să zic că... Apendicită! Eu sunt mai doctor ca toți doctori. Am îngropat trei copii. Și pe mânica. Și pe tătuțul. Eu cred în cuțita și acum cred în crucea asta. Lasă-ți, Doiocor, să cheme doctorul și o să spune el ce are. Tu, Grinușeri. Mă enervează, Mircea, nu mai pot. Mi s-a urât. O să mă omor. Mircea, eu nu mai pot să stau în casa asta. Credeam că dacă mă mărit, o să scap de aici. Că o să-mi ia stăpână la mine. Mircea, eu te las. Te las pe tine aici, eu mă duc. Eu mă duc. Eu mă duc. Oameni, apără și pozește. V-am spus eu că e năroată rău. Eu mă duc, eu mă duc. Păi, dar duceți-mă, frate, că eu nu vă țin cu Sila. Aș vrea să vă văd la casa voastră. Vă zic eu că ar ține numai cu brânză și cu ceapă. Eu, mămiță. Nu, Sulea. Pare să că știu ce vorbesc. Dar nu ai pretinde că ai luat-o pe Margareta din dragoste. Cea mai mare petrecere a lor, să vadă trecând morții. Serios? Da, au noroc că toate în mormântărie trec pe la noi pe bulevard. E un itinerariu de gală, după cum se vede. Tocmai, epidemia de tifos de anul trecut a fost pentru ele o fericire picată din cer. Ce ciudat! M-am întors numai de 2 zile în orașul ăsta și parcă îmi vine să mânci pe toată lumea. Simt cum mă furnică prin vârful degetelor. Stai să-ți arăt. De-abia aștept să nu termin afacerile și să fug înapoi. La București? La Paris. Paris. De ce ai rămas pe gânduri? Sunteți căsătorită? Am fost. Da, mă rita părinții la 16 ani cu un bulgar de 60 care făcuse milioane din arendășie. Trebuie să afli în definitiv de ce am fugit la miezul nopții. În cămașă, după cum spune tante Aneta. Da, e adevărat. Am fugit. Și a fost singurul moment romantic din viața mea. Cu un ofițer. Aștept să se întoarcă bătrânele și plec. Deci? Ai vrea să mai rămân? De-abia te-am cunoscut. Da. Du-te mai bine de mângâie pe Margareta.
sărăcuță. O iubești? Ce întrebare! Adică, o iubești mult, mult de tot? Fiindcă ea mi s-a părut ceva îngrozitor. Îngrozitor? Da. Părea o somnambulă rătăcitoare într-un vis copleșitor. A, adevărat. A făcut un gol în jurul ei, încât nimic nu mai palpită. Numai viață și simțire în ea, în afară de... Dumneata? Eu. Oribilă făptură. Cum? Și egoistă. De un egoist sălbatic. Te rog frumos să nu jignești pe Margareta. Nu o cunoști de atâta timp. Dar suntem prietene de mici. Am crescut împreună. Cine ar fi crezut-o în stare? De ce? De o patimă atât de nebunească. Oh, să nu-ți închipui. Dacă ați văzut-o intrând în camera mea... A făcut ea asta? A intrat ca o somnambulă. Asta e cuvântul. De-abia am mai putut îngâna. Eu nu vreau nimic de la dumneata. Nu vrea nimic de la dumneata. Vrea trupul, viața și tot sângele inimii dumitale. Și toate astea la ea înseamnă nimic? Vampir cu aer de porumbițe înjunghiate. Când ai ieșit din camera mea... Era amanta dumitale. Te rog frumos să nu jignești. Nu a fost niciodată amanta mea. Îmi făgăduisem că îi voi fi soț. Știi că... Ești un tip fermecător? Cravata asta nu-mi place și găsesc că ești prost îmbrăcat. Port hainele astea de 3 ani? Până așa că nu te-ai făcut unghiile de când ai plecat din București. Caragiosule. De ce sunt caragios? Mă jignești. Familia asta a umplut. Orașul ăsta cu atâtea calomnii pe seama mea, încât simt deja că devin ridicul. Dar cum poți? Cum poți îndura să te umilească în halul ăsta? Adevărat. E numai vina mea. Apoi mamița m-a păcălit. Rămăsesem orfan la 6 ani, însă... credeam cu ardoare că voi scăpa din nemernicia prin care mă târâsem de atâta timp. A fost gazetar. O meserie ca oricare alta. Poate mai atrăgătoare. Atrăgătoare? Umblam de dimineața până seara, din fruntaș în fruntaș, scriind minciuni. Minciunile lor, poleite, învelite în minciuna mea. De ce te uiți așa la mine? Mircea. Numitorul meu, văr. Obrazul acesta, umerii aceștia, ochii aceștia care adineauri mi s-au părut că scânteiază de nu știu ce licăriri pătimașe, buzele acestea, croite parcă pentru sărutări, mă obsedează doar dumneavoastră. Te miră? Nu ți-a mai spus-o nicio femeie până acum? Mircea, unde te duci? Trebuie să văd de Margareta. Un minut! Mircea! Da. De ce fugi? Eu nu fug. Dar uite-te la tine ce cap de fugar ai! Eu? Ce face dacă aventura ar pofti pe ușă? Ce face? Aș pofti-o afară! Da? Hai! Doamnă! Ce? Doamnișoară! Ce faci? Dați-mi drumul, vă rog! Unde-i mamița? Alături, la fereastră. Trece un mor. E și tata Lena. Dar ce, nu mai stă acasă. Vine și dărge cu reche pe și pe urmă împlema haloa călărilor de minciuni. Unde-i cafeaua mea? Nu știu. Poftim, mă cheamă să beau cafea cu ea și stă cu gura căscată la morți. Dacă știam, o luam acasă.
Bonjour, George. Nu mă mai cunoști? Dumneata, ce cauți aici? Poftim? Casa nu-i ține nici șanta, nici șanta! George! Ce poftești? Vă soară cuvintele! Că te blestesc de sarca pagine! Cere scuze! Iute! Domitocule! Vrei să te ceri iertare? Ia că ce... Ce de pasare în familie l-auzi? Băiatul ăsta nu știe de glume. Uite, mi-e să ne împăcăm. Tocmai mie să-mi faci tu una ca asta. Am fost supărat, mi-a dăruța bolnavă. Tu știi cât te iubesc eu pe tine. Erau 300! Mai erau 4! Tată, erau 3! Erau 4! Ba 5 de tot bate scâmpii. Mă rog, hai să ne luăm pe rând. Era una cu protopopul mânzatul și cu popa de la Sfânta Treime. Una cu popa porumb. Dar ce tot ai restul, Leno? Că protopopul era cu popa porumb. Protopopul era cu popa de la Sfânta Treime, doar nu ți vor cu soiul. Popa de la Sfânta Treime era cu popa mânzatul. Mircea are un gust nesuferit. Toată ziua îmi vine pe gând. Haide, fii fata cu mine. Mircea, n-o iau. Nu o strâi degeaba, Mircea. Deci noi. Te frică, Mircea. De ce să-mi fie frică? Copilul. Ce e cu copilul? Nu te gândești atât la mine cât la el. Tu-mi vorbești așa? Dacă mă lăbunești cu stăruințele tale, cu hapurile și cu siropurile tale pe care mi le bași cu sila pe gât, poți să intru? E voie? De ce ai bătut la ușă, tanti? Ți-era teama să nu turburi cine știe ce alintături de îndrăgostiți? Ce mai faci, fetiță? Cum îți mai e azi? Da? Că de când nu vă mai dați jos la masă, nu ne mai tignește la niciuna. Și țața Aneta, cât e dumnea ei de ciudată, dar... Să nu-mi vorbești de ea. Da, fetiță dragă, ți-e mamă. Nu mi-e mamă, mi-e vrăjmașă. Și mie și lui Mircea, să nu o văd în ochi. Știi, eu venisem să te rog ceva. Spune, tanti. Vreau să te vadă, țața! E voie de la stăpânire? Bonjour, madame! Dacă nu te-am mai văzut, ți-am uitat și chipul. Asta e Elena. E cu visele și cu semnele. Ce că te-a visat azi noapte. Îi zic să intre? Spune. Intră, Leno, ce ai rămas tare de piatră în ușă? Margarituto, puișorule, mua! Ce mai face trandafirașul nostru? Vai, Maico, ce-i chiar după jori? Ia, ce tot spui că ar? Că parcă sunt zoiuri de gheață. Așa sunt frigurile. Când îți fierbe în sângele, vine când te răcești. Ia să văd. Te-am visat. Stai să vezi. Se face că era o apă mare și neagră. Și apa venea și urla și urla și se umfla.
Parcă ar fi fost șiul când veni mare ostan. Tu? Parcă ai fi vrut să sări în lături? Parcă te codeai? Când deodată te apucă de umeri. Doamne, ferește! Cine, soro? Angelica moarta, soro! Da, soro! Și de brânci, unde era cu hoi mai mare? Doamne, ce vis la bătăiu! Mircea! 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 Marco! Marco! Acasă. Și aveam chef de petrecere, Mircea. Vreau să bea șampanie. Am poftă de șampanie. Mireasă trandafiri. Păi atunci, noi mergem să culegem un pachet. Nu da, am ajuns. Mă mai bruschez o dată. Am auzit, am fost la șampanie, am fost da. Mircea, tu nu mă mai iubești. Nu. De ce e adevărat atunci? Mă bucur că te arde de glume. Nu e așa? Te felicit pentru voioșia ta. Ce e? Ce ți se pare așa de ciudat de te uiți așa la mine? Tonul necunoscut cu care îmi vorbești, Mircea. Înfățișarea străină pe care o ia chipul tău de îndată ce rămâi cu mine. Ochii, Mircea, în sfârșit purtarea ta de la vreme încoace. Până și preocuparea ta stăcăitoare de sănătatea mea, Mircea. Grija ta de mine. Iată un chip de-am judecat, tențiunea mea. Stăruința care... chiar mă uimește. Mircea, eu prețuiesc pe noul meu infirmier. Mulțumesc. Dar mie îmi trebuie vechiul meu îndrăgostit. Mircea! Mircea, tu nu mă mai iubești? Mircea, tu fugi de mine! Te-ai străinat de mine! Mircea! 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 Mircea, sunt o nenorocită! Sunt o nenorocită, Mircea! Iar încep deja să mă... Să te plictisești. N-am vrut să spun asta. Nu minti, Mircea, e nedemn de tine. Dacă o iei așa, mă simt dezarmat, năucit cu desăvârșire. Te simți stăjenit, Mircea, ne la locul tău. Minti în capa că porți în gură care te strânge. Spune tot! Tot ce crezi, tot ce bănuiești, dar tot! Cineva s-a strecurat între noi. Ai ghicit! Cine? Mircea, dă seama că tu m-ai îndemnat! Eu! Tu m-ai împins la eu! Cine? Cine? Copilul, Mircea, copilul tău! Ce copilul? Ce legătură este între ființa asta care n-a văzut nici măcar lumina zilei? Și nebunia ta.
Ce legătură este între copilul nostru? Copilul tău, Mircea, pe care îl dorești, după care tremur, cum n-ai tremurat pentru mine niciodată, Mircea? Ce primește portă mine? O simt cum crește, cum te este mine tot mai amenințătoare, Mircea. Peste câteva luni, Mircea, iată-l, visul tău, aia Mircea, nesturarea ta de mine, o stânda mea. Vie, Mircea, sărăsătoare, copilul, Mircea, pe pieptul tău, Mircea, pe inimă, copilul, ce ugață! E unde să Mircea? Margot. Dacă aș muri cum să fac să mor înainte? Margot, dă-ți seama despre ce vorbești. Pentru că cu adevărat mă depărtez de tine. E groasă de tine. Și nu înțeleg de ce trebuie să o numești creatură. Mircea este foarte elegant din partea ta, coate, dar mie să-mi dai voie să am părerea mea, care este a orașului întreg. Cine a scăpat nebârfit de voi? Pardon? Scuză-mă, de lumea voastră. Nu mai stăruiesc că văd că e apărarea cu o căldură. Intră. Bonsoir. Asta e culmea. Nu m-am anunțat fiindcă era teamă că n-o să mă primiți. Noi? Tanti Paneta mă lasă deloc să vină cu acea, dar țineam așa de mult să te văd. Bonsoir. Bonsoir, Mircea. Bonsoir. Dar ce, ești bolnav? Nu, se obosește prea mult cu mine. Mi-a spus că... Margo! Vrei să mi-l înțeleg cu oace? Da, mă. Îmi spui și mie ce scrie pe hrisopul ăsta? E cu interes la bune, nu? Ce spate are! Nu scoți seara în lume. Mă enervează cum să-i fac ceva, spune ceva ca să încetezi. Margot, nu vrei să-i arăți Coletei viorelele ce ne-au venit de la Codlea? Știi, Colet, Ianache mi-a cerut adresa, dacă îți plac și ție... Viorele, cum să nu-mi placă mie? Dar mă nebunesc după ele. Merge, Margot! La revedere, Mircea! Au revoir! Ce gând te aduce în casa asta tocmai acum? Am venit să mă vezi cum sunt îmbrăcată, îți place rochia mea? Ce mi-ai spus? Dar nici nu te uita la ea. O să fii cea mai frumoasă de acolo. Dar tu ești a mea, Amanda. Numai a mea.
care veghează asupra noastră. Cineva, ceva s-a durat până la urmă și de mine. Nu te-am mai văzut de el. Atât de pură, atât de adevărată. Adevărată un om este revoltător de prăpăști. Eu trebuie să fiu unul dintre ei. Ce? De ce ești răsărit? N-ai auzit-o? Pe cine? Margareta. Din moment ce n-am aflat nimic? Nimic. Atunci? Știu ce instinct rezide în ea. Sete, ei, de mine care... Ana, nu pot să mă mai prefac. Nu vreau să mă mai prefac. Te fi auzit ce a spus ce? Asta. Nu contează. Ești aici. Pe buza mea, pe pieptul meu. Sunt fericit. Și aici, doamnă Vală. Intră. Bonjour. Bonsoir. Margareta nu e aici. E alături, în grădină. Ești bun să trimis o cheme? Lasă că o chem eu. Margareta! Margareta, o tipa! Da, cine mă cheamă? Yes. Eu, Ianache, sunt cu George la tine! E numai de curând. Bonsoir. Bonsoir. Pentru mine v-ați făcut atât de frumoși. Ne ducem la Logodon, la Michel. A, da, eram și nepoți, dar... Mircea, am o idee. Du-te și tu. Singur? Ce cap aș face? Cap de bărbat care și-a lăsat nevastă acasă pentru că era invalidă. Foarte natural, nu? Nici nu mă gândesc. Hai, Mircea, dacă te rog eu. Ce mostru pe tine, Mircea. Mai ieși tu din casă, te vede lumea, mai vezi lume. Ai auzit-o pe Colet, mereu cu mine, mereu în casă. Uite, îi face serviciu și bandic, că tot în ardea să tutor. O, da, eu sunt învățată să mă duc cu nume fără însoțitor. Găsește acolo. Cum? Deși câteodată e greu să faci față impertinențelor ratutorii imbecili. Merg și eu. Bravo, Mircea. Mi-ai făcut o mare bucurie. Sunt gata în 5 minute. Margareta, nu i-am vrea să... Am venit să stăm de vorbă cu tine. Atunci mă duc. Dacă nu te superi, avem chestiuni de familie. Bonsoir. Bonsoir. Margareta, noi frații tăi... Eminente v-a să zică, parcă ne înțelesesem să vorbesc eu întâi. Dacă și din asta facem chestii de ambiție, domnule. Sunt frate mamări ori nu sunt. Poftim. Uite, dragă, tu știi că te iubim noi, frații. Ești singura noastră soră. Dar starea ta de la o vreme ne îngrijește pe toți. Starea mea? Fetiță dragă, nu e momentul să ne ascundem după degete. E în joc sănătatea ta! Ce sănătate? Viața ta e în joc, Margareta, viața ta! E nevoie să-mi e vorba din gură, dai buza peste mine. Eu dacă vreau, nu știam să-i spun. Poftim! Aseară a venit doctorul Faustin, alarmat la mine. Alarmat? Vai, nu-ți închipui în ce hal era, mi-a spus. Coane, George, ca... șef al familiei. De ce? Te rog. Ca frate mai mare, sunt dator să te pun în curent cu starea coanei Margareta. Sarcina vă duce până la termen cu îngrijiri și precauțiuni, dar ușurarea va fi fatală. Inima coane, George. Boala bistului tăturțo.
E, acum poți continua tu. Da, sigur, că la greu mă lași pe mine. Doar o să te răcănesc numai eu. Am răgușit. Hai să te văd ce ți-a pus nodul lângă. Ianache, nu pricep. Fii bun și vorbește mai... A priceput. Păi asta e fata deșteaptă, e din familia noastră. Adevărat, mi-a mai spus-o cineva. Dar ce avem noi atât de ciudat de nedeosebit de toată lumea? Mircea, ce frumos ești. Nu-i așa, Ianache, nu-i așa, Joș, că bărbatul meu nespus de frumos. Petrecere bună. Stai că n-am plecat. Păi, du-te, nu face pe bandă să te aștepte. La uita, Mandava. E aici. Mircea, stai așa puțin. Ce pereche minunată îți face împreună. Crezi? Să vii mâine să spui cum e petrecut. Vin, vin. Mergem? Mircea, da. Mă sărut. Ei bine. Nu. E ultimul tău cuvânt? Nu-i mai dai nicio speranță? Nu. Foarte bine. Noi ne-am făcut datoria de consecințe, ne spălăm pe mâini. Mircea ține atât de mult să aibă un copil încât îl va avea. Chiar cu prețul vieții tale? Chiar cu prețul vieții mele. Și crezi că merită sacrificiul? Mircea merită toate sacrificiile. Du-te și cheamă pe mămița. Dar te-și cheamă tu, se-ți întâmplitorul tău? Du-te și cheamă pe mămița. Du-te și cheamă pe mămița. Ai scrisorile la dumneata? Uite-le. Ce scrisori? Ce înseamnă comedia asta, mamito? Ar fi bine să fie comedie, că ar fi de râs. Dar ce avem noi aici e de plâns. Vrea copil, domnul. Mamito, nu înțeleg. Ce înseamnă asta? Nu înțelegi? Hai să înțelegi numai decât. Scrisor de la bărbatul tău pentru Wanda. Scrisor de dragoste. Dragoste? Mircea te înșală cu Wanda. Mircea e amantul Wandei. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat? Citește, dă-le, mămiță. Citește. Am ajuns acasă, am intrat în odaia noastră, celula noastră, cum îi zici tu, Margareta, prăbușită în șezlongul pe care nu-l mai părăsește, mi-a zvârlit un surâs mor, mirosea oribil a eter și a bromură împrejurul ei. Wanda, Wanda, dacă n-ar fi iubirea ta care să mă remonteze, aș roni sticla de laudanum pe care o văd pe măsuța cu medicamente, băutura uitării și a neantului. Stai, cine e ăla neantul? Mamițo! Spițer! Dar cum o să dispar când mâine vom lua de capo nebunia noastră? Wanda, Wanda, ce miracol are reînvierii mele, e în tine, adorata mea, și când mă gândesc că am îndurat-o pe femeia asta, pe străina asta pe care o privesc acum cu ochii uimiți, cu gândul la tine, la tine, la tine. De trei ori la tine.
Ia-l, ia-l, ia-l.
Ce ați colaș de ori, bete sau de parastat boieresc? Pune-l pe masă, ce ai rămas cu el stâlp în mână? Zoio, dă fuga și adu tămâia că se stincă buni. Unde? Ce tămâia, tata? Așa se întreabă? Nu poți să vorbești frumos cum vorbesc eu? Sos de bufetar! Dacă nu e sus în bufetar, e jos, în cutia mese din antreu. Eu, tot eu. Ia să te-ai găsi eu! Să vă fie de cap colacii și cu anei zoi și ție! Nu poate nicio tămâie! Te-ai posuflat? Într-o zi ca asta trebuie să-mi scot sufletul din mine! Trebuie să-mi îngrop copiii și mă arunc cu toți narozii! Tu nu mai căsca ochii la ea și tu te-și adun tămâia, că azi s-a plinit cu mine! Pomelnicul ai scris? Uite! Și pește-l! Da, îmi coace incapabil. Ana Grigore, tinca. Ești față de sluși! Nu mă scutești! De insulte! Tase, Margioara Ioncică! Aolo, dar ce ai înșirat, dragă, toți mitocanii din neamul lui Tase? Dă-i dracu! Dumnezeu să iert! Maricica! Costela! Arghirița, Sofronie, Marița. Marița? Da. Ce face? Uite, Zoio, iar mă fac să spun vreo două. Marița asta! Că nu mi-ai spus destule! Marița, am pomenit cu Margaretei, mama Vandei. Unde ți-au fost mințile, Zoio? Adevărat, soța, că din stricata aia mi s-a tras toată nenorocirea. Parcă piața le-a adus-o la mine în casă. Că noi nu suntem de alea și nu stă în caracterul nostru să o blestemăm. Dar-i s-ar cuvenit, soță, praful să se aleagă de ea, praful și pulberea, soță. Eu n-am blestemat pe nimeni în viața mea și nici nu blestem. Da, sunt groape, fără falșoare în cap și fără pancope pe picioare. Mai ca preci, sta și spune. Am avut dreptate, popa porum. Voia lui Dumnezeu. Că și ea, viața mamei, parcă nu era ta bună. Tot timpul se supăra și țipa la mine, mama ei! Dar mai lasă și tine, dragoană mare, să te odihnească în pace. Nu-i frumos ce vorbești. Ce ai zis? Mă înfrunzi tu pe mine? Pierdeci! Pierde ochii mei! Să zic băieților să-i dea socotela de la birou. Gata, i-am tămâiat destul. Hai. Știa scolet cu Ianachi. Dă-mi un pumn în spate, că mă neacă tuse. Mă, e bună, că mă dorâng! Bonjour! Dar ce? Nu sunteți gata? Ho, că abia tămâiară-mi colacii! Fără reproșuri nu se poate? Ai auzit cum i-a dat cu hop? Mie m-a lăsat de gros ieri! Dar ce? Madam, nu te-ai îmbrăcat în negru? Nu pot suferi negrul!
Încă des observațion. Foarte frumos, norul meu, n-am ce zice. Am citit în Vogue că la afară de marile ceremonii ești foarte corectă, cu o bandană neagră la braț. Da? Dar asta nu e mare ceremonie? După 40 de zile... Aha! Și tu ai lăsat-o? Dar ce? Să poruncească Ianate cum să mă îmbrac? Asta e mai lipsit. Și la urma urmelor, prea mulți desi în familia asta. Dacă așa a vrut Dumnezeu! Mereu negru! Mi s-a urât! La Paris nu m-ai dus, dar în mormântările și parastase din familia ta, nu le scapi! Ai văzut că mergem luna viitoare, ai văzut că am făcut și pașapoartele, ți-am promis, ți-am promis. Lasă, că m-ai mai păcălit odată cu pașapoartele. Le scoți și le lași să expire în sertarul biroului. Dar de data asta e sigur, scumpa mea. Vreau și eu să mai respir, prea multe necazuri. Și acum și nenorocirea cu Margareta sărăcuța. Ia auzi, madame, a fost nici noroc cu Margareta. Jur. Ce, pe mine mă așteptați? Era să trimitem să te cheme. Cât paci să nu mai viu. Frumos te-ar fi stat. Stai întâi, exact, de ce și pe urmă să taber pe mine? Închipuiți-vă. Și-a pățită de luța mea. No. Și-a pățită de luța ta. Ei, era... Undeva? Unde, drăguță? Ei, unde? Undeva? E dezgustător cu povestea lui! Și-am mușcat-o o vieste. Da, da, unde, drăguță? Da, ce te-a dat tancul, drăguță, dezgustătorul! Ei, de unde, de... Undeva? Da, 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 ce nu i-am făcut? Plângea Michitica... Am un toc cu spirit, am scoat-o cu tinctură de iod. Scuipat cu sare, drăguță! Numai decât dă înapoi! Margaretuța! Margaretuța! Ole, no! Andam, dragi! Mai poci atâta că sunt sătură de jelete! Dacă ai pop de jelete, du-te, că te jelește la biserică! Da, virajul nostru! Cum se duce! Nu, se duce! Hai să mai toci tu înapoi! Tată, Lena, nu te mai poci atâta, că îi faci rău, te rog frumos! Ah, are dreptate, Iana. Eu sunt Dalia de nu arăt. Vă închiroiți? Vă ușurați? Ianache! Da, mămito! Mi-e rău! Cum, mămito? Adu tronul, Ianache! Da? Eu strâng și sufăr! Și mă zdrobesc în mine! Mai rău așa. O să mă țepenesc într-o zi să nu mai viu în fire. Ba să te ferească Dumnezeu! Te ferește până te nimerește. Zamfira! Merzi, da, pentru colivă. E și frumoasă, v-a plăcut? Antișpan, nu acela. Ei, nu ca să mă laud, dar nu sunt două să potrivească grâul din piept ca mine. Bob, cum Bob? Ai colibă din 5 kg de grâu? Da. Mai întreb și dumneata. Dar găinile dumneai ce să mănânce, a? Cum, Zoio? Am oprit eu din grâu? Grâu ales și spălat cu mâinile mele. De o roială, li s-a plecat găinilor dumneai ei. Așa! Faceți-mă și hoață, așa-mi trebuie, că sunt proastă și mă supun la toate capriciile dumitale. De ce n-ați făcut colivă aici? Că vă scăldați în slut și bucătărese și ați trimis să vă fac eu. Noi, tață, noi nu suntem colibărețe. Bravo, Zoio, aici ai nimerit-o și tu odată. Și eu sunt colibăreață? Nu mai faci atâta scandal! Să poftiți să vă fac și altceva!
muriți careva! Tu colace și coliva la automobil. Dar să nu le dai primire șoferului, că mănâncă cofeturile de pe ea. Cum am zis-o, Ernest? O, auzi, Ernest al nostru! Ernest al vostru! Dar ce-i drăgă, Ernest al vostru? O, domnesc? Dar jalnicul unde este? Ce jalnic? Văduviorul, miciulică. Bravo, Leno. Mai fă și văduvior. Zău că mi-e scârbă. Du-te și spune-i să nu se mai dichisească atât, dacă nu merge la nuntă. Merge la paraspas o nevestă. Dar mai lăsați el ce voi îmi face. Că să-și facă și el seara într-o zi, da? Nu mai coboară nici la masă. Ține sănătul vreo atmosferă cu lege, de pietate. Am să-l aduc și nu este la mințirea lui Margot. Se învăluie în odela. Aoleu, păi să se învăluie, dragă, în câte odelele o pofti. Dar nu la mine în casă. Știți ce face? Zic eu. Stă ceasuri întregi cu fotografia Margaretei în fața ochilor. Ce poetic! Uite, așa bărbat mi-ar fi trebuit și mie. Ce tot bălmăcești acolo, Zoio, că nu stă cu nicio fotografie? Fumează țigară de la țigară și te plimbă prin cameră de acolo, acolo. Tată! Mint eu că de 40 de zile nu mă dezipez de la Caura Chiei. Ei, pornim, că văd că m-am așezat la sindrofie. Eu țin să vă anunț dinainte că nu pot să ajung la cimitir. Și pentru ce, doamnă? Am invitat la dejun, doamnă. Pe papa și pe mama. Nu te privește pe dumneata. Stai să nu faci să ai afect într-o zi ca asta. Fac ce vreau, sunt stăpână la mine casă. Hai să mergi! Ce măriță! Să mergeți cu toții! Să vă turnați cerușa în cap! Să vă cereți iertare! Să-i sărutați piatra că voi ați băgat-o în groapă! Mamițo! Ne-am băgat-o în groapă! Asta este extraordinar! Mamițo! Ce? O soră ți-a vulnerizat-o să se bucure de tinerețile ei! Fiarelor! Ați dat-o gata! Mamițo, sper că nu faci aluzii și la mine. Ne fi poftit să facă numai la mine! Și la tine! Că mi-a să porn numai eu pe nosul! Cum, mamițo? Iar dacă e vinovat? Colet, tu să nu te amesteci! Cum să nu mă amestec? Mă exasperează! Iar dacă e vinovat? Iar dacă e vinovat? Îți place că nu răspunde, pasă gigantului! Tu! De ce stai? De ce nu spui nimic? Vrei să te opri să te lezi? Nu te lezi! Nu spui nimic tale! Ba, spune! Mamita, nu dau voie la nimeni! Nu spune la mine! Că-l pot copilul meu rămâi până la 100 de ani! Mă gărmiți cam multe și vă căpați la nasul la purtare! Mamita, să nu ne-i tot fata! Noi suntem vinovați. De ce suntem noi vinovați? Voi, cu scrisorile voastre! Cum ale noastre? Nu facem pe tâmpitul că nu știu despre ce scrisori spune. Tâmpit ești tu! Ce ai zis? Și înșele nevasta? Mărbit! Bărbatul fără ipofică, capiți
cutia fără usturoi. Frumoase lecții de mamă! N-am ce zice! Colette, ce ai și tu acum? Ai nebunit și tu? Iana Chef, să nu fii mitocan și prost crescut! Ce? Dacă ești la tine în familie, mai sus pe mine, guja! Triple guja! Eu știu o vorbă. Bărbatul să fie fătat, nu ouat. Ce? Parcă pe mine nu m-a înșelat base. Numai noi ce știm. Și acum spui după ce a murit? Știu că o avea pe una la Strehaia. Cum îl căutai? O ștergea la Strehaia. Dați la dracu, nu plecați odată, întreabă șofer. Uite-o! Ia e! Singura vinovată, mizerabilo! Criminal! Tu ai omorât-o! Băieții au dreptate! Ce te uiți așa? Tu, ias-mă! Tu, ca să te faci grozavă că știi tot! Ce știi tot? Că nu se întâmplă nimic pe lumea asta fără să știi tu! N-ai venit tu să ne spui că ai făcut niște scrisori ale lui Mircea către banda? Eu 1000 de ani să fi trăit, că habar n-aveam. Mă mir cum de nu te redoroade remușcarea de ce. Cum îți mai dinește bucătura pe care o bagi în gură? Când te aud cum sforă-i noaptea, îmi vine să te strâng. Ce? Mai și sfore? Sforă-i anarhie de se cutremură casa! Ii sforăiești? Batista, sfărăiești! Faci eu! Când dormi! Isma! Când dormi? Ia, Dumas! Când dormi? Șamlos! Părătări! Țigani! Putoare! Ce-ai zis putoare, nemță, când vira dracu de putoare, nemță, dracu de putoare, nemță, dracu de
Și din orașul ăsta lugubru. Să punem între noi și ei depărtări. Uite, m-am gândit să mergem în Italia. Ai mai fost în Italia? Să merg cu tine. Bea din hotel în hotel. S-a prăvălit. Ce cumplit. Ce fără de milă se ține de sunt. Cu toate astea, îți sunt recunoscător. Profund recunoscător, Valda. Datorită gestul mortale de femeie, a firii tale, mi-au oferit cheia de aura desfătușării. O desfătușare cu care nu ziam de foarte mult timp. De câte ori ne-am vrut să fug din casa asta, să fug ca dintr-o casă în flăcări. Dragostea ta sau capriciul. Mircea, cum poți? Cum poți spune asta? Mi-a oferit o încredere pe care n-am avut-o niciodată. Mireazmă sărutărilor tale, lașul, caragiosul, cum chiar tu m-ai numit, se rupe de lumea lor! Ce-i spune mai deplină vrei? Dragostea mea, fiindcă ai fost singura, unica mea dragoste, și când ai ajuns să-ți simt parfumul care mă învie, mă învie. Adio. Pleci? Dar eu? Crezi că mă poți azuri așa dintr-o dată? Lasă-mă. Nu, Mircea. Lasă-mă! Toate. Tu, fată frumoasă! Tu, fată frumoasă! Ce te spui de 100 de ori?
și de 1000 de ori și tot face la mine plăcere. Ein armor, ein unglücklicher Kerl. La tine trebuie coala caiala, dans în muzic. La tine trebuie negă. O să mor. Ai să mor? Și hai să te reînviești la loc. A dracului fomeie ești tu. Faci oribil arăt. Asta, băț roșu pentru buzele voi. Eu oare să-i spui la tine ceva? Ce? Iubirea la tine e ca un persic încărcat cu prea multe persica. Mai dai și la vecinul ca să nu se rupe cracele. Ai percepit? Am percepit. Ai văzut și popa porumcearea soli slușba? Nu ești un moment ca să nu suferi prea mult. Din fidele cum ești cu nea ta... Cu adevărat, nu sunt două pe lumea asta simțitoare ca mine. Da, coliva i-a plăcut? Ai văzut câtă halca aș făcat? Parcă aveam plumb de cap. Ce zice de cădua asta? Ce frumos cântă muzica! Adică niciodată n-am mai cântat așa de frumos. E de pe vremea de când am ieșit sub locotenent de cavalerie. Într-o dată la Chantana Geyser, două fete s-au dat cu cuțitele pentru mine. Mare scofală! Pe mine s-au văzut la bar, la bulier! Dar se supără, coleg. Păi, dragul meu, gusturile tale! Ba să mă ies, draga mea! Aveam o spaniolă! Parcă mă văd intrând la prefectură, la balul Crucii Roșii, întâiul meu bal. Mama a făcut să o rochie de muselină. Ah! Iluzii spulberate. Ce e asta? Asta a băutur la voi. Iată, mâncă cum se gândește ea la toate. Hai, străiți, un camargare. Te scovine de mai de la Băilești. Mai bine de altui că de-a mea de la Ișa, Liza. Bună, Suse. Ce pe muzica asta mi-a aduce aminte de când eram noi tinere la veche. De două ori pe săptămână, joia și duminica, aveam pic. Vorbim în camp pe iață verde, dansam, lansier, volca între pași, nu, rostica. Tașile m-a plăcut. Eu eram... Eu eram cea mai teribilă dansatoare și aveam locuri de zanțață unul și unul. E tot părmășește acolo, zonă. Era o mucoasă. Nu se uita nici dracu. Eu îmi găsisem un capitan de polițier. Aha, lasă-și tu capitanul de polițier. Mai bine pune una și pleacă. Pune tot asta, n-ai tu la tine acasă. Fraila, ia vezi. Unge pe beregat. Unge pe beregat. Mircea, vine de bea și tot, des că vină cu noi. Thank you.